Doamna Brânzan, ați vrut să adăugați ceva? Domnul Răveanu și stimați colegi de studio, în momentul arborării drapelului, noi trebuie să spunem că societatea era pregătită de acum pentru acest drapel. Eu am să vă povestesc pe scurt din experiența proprie, dar eu cred că în majoritatea raioanele, după cum am spus, la momentul acela, elita intelectuală a timpului, epicentrul care era lumea scriitorilor, în jurul ei s-au adunat după asta elitele intelectuale, academice, știință, dar nu s-a limitat numai la Chișinău, s-a format Cenaclu, Matievici. Vorba este că au recepționat mesajele intelectuali din teritoriul, din provincie, din sate, medici, ingineri, învățători, oameni simpli și din orașă. Ce făceam noi? Eu, Bunoară și colegii mei, care am format un cenaclu care se numea Basarabia și avea imnul lui Dumitru Matkovski, Basarabia cântat de Dolgan, după muzică. Trecută prin foc și prin sabie, curată, trădată mereu, ești floare de dor, Basarabia, ești lacrima, patria neamului meu. Deci, ce făceam noi? Duminica, la ora 6 sau la 5, ciupici, două roșii, bucață cât de pâine și la râpa națională, așa noi spuneam, la Valea Morilor, dacă nu era în centru. Ne încărcam de emoții, materiale, cunoștințe, ne întorceam acasă, în colective, în presa raională, că am avut noroc de Iași cu un redactor, măcar că era de stat, Radio Național, am avut Alexandru, și este, dar acum este independent. Radio Vocea Basarabiei. Era Radio Național, Alexandru Ciobanu, la care noi aveam acces și transmitem mesajul la toată populația raionului nostru. Adunam oameni la cenaclu din toate satele, tematică, că am înțeles că numai prin cultură noi putem ridica moralitatea și transmite mesajul din centru. Literatura șarta publica săptămânal versul lui Ionida, Grigorie Vieru, Dabija, Ion Hadârcă, în câteva zile până duminică, toată lumea îl învăța, erau cântate și erau transmis mesajul prin cenaclu Basarabia. Deci, când a avut loc Marea Adunare Națională, n-avem, cum spune domnul Tabac, idee de heraldică. Știam cu trei culori, dreptunghi, și cum să fie aranjate, dar de proporții n-avem de unde să știm. Toată noaptea, în ajunge Marea Adunare Națională, Prima Marea Adunare Națională, de ce spun, cu oameni erau pregătiți, că vă spune pe drum ce era, cu 100 de kilometri am mers cu drapele. Deci, raionul nostru, noi am organizat cenaclul nostru, 13 autocare la Marea Adunare Națională, la marginea intersecției dintre Orhiei și Rezina, toate ne-am concentrat. Toată noaptea, cenaclul nostru, Grăjdean, Brânză, Vrabii, au cusut drapele. Dimineața le-am luat și ne-am, la marginea raionului, la fiecare mașină, ne-am pus câte un drapel. Și l-ați cusut corect? N-ați înculcat? Asta știe, proporții n-avem idee. Aici e intuiție. Da, de proporții n-avem idee. Dacă mulți încurcă cepul roșu vedem cum, tot asta era fixat. N-avem materie galbenă, să vă spun. Nu era magazin. La radio, la Sașa Ciobanu, știți că ați lucrat la radio, era draperii, pedele galbene. Și spunem, Sașa, noi îți dăm ție albi, dar dă-le nouă pentru... El era membru cenaclului Basarabia, vă spun. Colaborator la Radio Național. Cred că domnul Aicheanu cumpărați tot galbenul. Și, da, și nu, atunci nu era. Păi facem așa o glumă. Și am schimbat ca să avem culorile. Toate trei culori. Deci, în fiecare autocar era câte un cenaclist multiplicat la moartea lui Ștefan cel Mare și trei culori. Cântau toată lumea pe drum învățat până la Chișinău. Pe lângă Chișinău ne-am întâlnit cu o coloană venit de la Telenești, deci oamenii tot organizau. Deci, când ne-am întors acasă, nu mai vorbesc de Marea Adunare Națională, că toată lumea ați fost, s-a știut, ați simțit. Când ne-am întors acasă pe drum, noi cu drapele, 13 autocare, mașinile astea mici, veneau, știți ce făceau? Ne claxonau nouă sub formă de salut. Sunt știa că eu acum vă povestesc și am emoții. Claxonau salutându-ne pe noi, cei care veneam de la Marea Adunare Națională. De-a lungul traseului, psate, oamenii, bătrâni, ieșeau la drum, ne salutau. Ce solidaritate națională. Ce solidaritate națională. Eu atunci aveam senzația că toată... Nu degeaba scris Grigori Veracesc când o singură simțire. Eu aveam impresia cei de 100 de kilometri că toată Basarabia este la Chișinău. Au rămas mă bătrânii care ne salută din piață. Deci eu vreau să spun că
societatea era pregătită. De aceea s-a reușit în 10 zile să fie adoptat acest drapel. Cenaclul nostru și eu, având legături de acum cu lumea asta scriitorească, i-am invitat o dată scriitori la întâlnire la Cineclu, unde s-a adunat lumea din tot raionul. Ei erau elite. Mesajul lor era perceput de oameni. Odată, după ce au fost aleși 8 dintre scriitori deputați în Sovietul Suprem, îndată i-am invitat la noi. Au fost Ion Dalare, Grigore Vieru, Hadârcă, Dabija, Vatamanu, Istrate, Matkovski. Ce întâlniri au fost, nu pot să vă descriu. După asta, ei erau de acum deputați, Comitetul Raional al Partidului și a făcut o masă, de fapt, că erau persoane oficiale. Și când, dar noi am pregătit la profesorii noștri, Andronic, niște oameni extraordinari, intelectuali, respectați, o masă. Și când ne-am dus aici de la Comitetul Raional de Partid Executiv, vor să iei deputați în Sovietul Suprem, în Uniunii Sovietice, și la ei la masă. Atunci Grigore Vieru s-a dat, noi stăm, știți, într-o dilemă, noi masă am făcut, am pregătit. Sarmale, plăcinte. Răcituri. Da, pot tot ce trebuie. Stăm, știți, avem așa Grigore Vieru era numai unul. Știți, sunt toți Grigore Vieru, sunt toți și zic, noi rămânem cu fetele astea. Și ea s-a pus, da, s-a plecat la masa lor.